Este alertă după ce o femeie și un bărbat au ajuns în comă la spital, infectați de înțepăturile țânțarilor. Ambii sunt purtători ai virusului West Nile. Medicii sunt rezervați cu privire la șansele de supraviețuire ale pacienților. Conform Focus Prima TV, invazia de țânțari din localitățile de pe malul Dunării a determinat reacția autorităților, iar Comitetul Județean pentru Situații de Urgență s-a întrunit. Cei doi pacienți internați la Spitalul de Urgență Brăila sunt în comă. Este vorba despre un bărbat în vârstă de 71 de ani și o femeie de 86 de ani. Autoritățile medicale sunt deja în alertă, iar la centrul de transfuzii, personalul se pregătește pentru ce este mai rău. Firmele de specialitate au început dezinsecția în oraș. Angajații de la prefectură și cei de la Comitetul Județean pentru Situații de Urgență din Brăila evaluează gravitatea situației. Comunitatea medicală din Brăila este îngrijorată. Este prima oară când văd forme atât de severe ale infecției cu West Nile. Până acum, pacienții se recuperau după câteva zile de spitalizare. Mâncărimea și umflătura de culoare roșie nu sunt singurele neplăceri pe care le poate cauza o înțepătură a țânțarilor. Există specii ale acestor insecte care pot să transmită omului o serie de infecții. Cele mai multe specii de țânțari responsabili pentru răspândirea de infecții trăiesc în zonele tropicale. Afecțiunile cauzate de țânțari se transmit prin intermediul sângelui. În timpul mușcăturii, ei se pot răni cu sânge de la persoane bolnave și apoi transmit microbul mai departe. Țânțarii se pot deplasa pe distanțe de câteva zeci de kilometri, ceea ce le permite să propage bolile. Cea mai periculoasă este înțepătura femelelor, deoarece ele sunt cele care îngerează sânge, pentru că au nevoie de proteine care să hrănească ouăle. Astfel pot să transmită ușor virusurile de la o persoană bolnavă la una sănătoasă prin simpla înțepătură, relatează sfatul medicului.ro.